Neața, bună dimineața! Dacă ar fi să arătăm străinilor o parte din agricultura românească, să-i ducem într-o fermă care să ne facă cinste, cu care să ne mândrim, cred că asta ar fi. La AgroServ Borcea, în județul Călăraș, imediat ce am intrat pe poartă, am avut sentimentul că suntem și noi în rândul lumii, la nivelul fermelor europene. Și nu mă refer la dimensiunea fermei de data aceasta, la dotări, ci mai ales la aspectul estetic și organizarea activității. Nu ai cum să nu remarci că doar viziunea omului, acelui care naște un asemenea proiect, face diferența între unii și alții. Trebuie să admitem că pentru toți a fost un început și pentru nimeni afacerea nu a fost dintr-o dată frumoasă și profitabilă. Cei mai mulți fermieri români au avut șansa să demareze imediat după 1989, când a fost un moment prielnic pentru a cumpăra teren. Au venit apoi fondurile europene, iar cei care au văzut oportunitatea acestora au evoluat, cum era firesc. Rică Stoian este unul dintre fermierii care a știut ce vrea și nu s-a abătut de la acest parcurs. Ați ajuns la noi? Să vă văd. Că ați adus ploaia în primul rând. E bine, nu? Bine ați ajuns la Borcea. Ce frumos ați aliniat tractoarele. Asta este flota? Da, cred că așa o să le găsiți mai mereu dacă veniți. Da. Decât în perioadele când lucrăm la câmp, o să aibă utilaje după el. Da, implemente. În schimb, acum, în perioada asta, până l-a recoltat, unde lucrările s-au canternat, în câmp nu mai avem de făcut mare lucru. Se odihnesc și le așezăm într-o ordine să... Foarte frumos arată ferma, impecabil, așa, ca afară. Este o fermă altfel față de fermele din România și m-aș bucura dacă aș avea colegi care să facă la fel ceea ce facem noi. Păi, sunteți un exemplu, vă prezentăm tocmai de asta. Da. E important să mai aruncăm un ochi așa în curtea altuia, că e bine să copiem lucrurile bune și pozitive. Este un lucru pozitiv să vezi ceva frumos, că și noi, ceea ce am făcut aici, vă dați seama că am văzut în altă parte. De unde v-ați inspirat? Nu pot să zic că ne-am inspirat un model anume, dar am făcut cam necesarul ce ne-a trebuit. Adică șoproane am făcut să putem băga și cereale și utilajele să ne le ținem la adăpost. Cu dublă funcție. Da, ferma corect. Când am gândit-o, am făcut-o noi, n-a proiectat-o nimeni. Tot la fel, să avem și spațiu verde, loc să ne întoarcem cu utilajele, adică să putem avea o activitate de zi cu zi ușoară, să nu avem... Da, e un spațiu generos, da. Adică nu e o curte ceva. Da, aici a fost problema, că am avut terenul la dispoziție, aproape 9 hectare de teren și vă dați seama, ai făcut o fermă de la zero. Și dacă ai făcut de la zero, am făcut-o după nevoile noastre și atunci a ieșit ce a ieșit. Da, cred că e cel mai frumos sunet ăsta al ploii. La momentul se lasă ăsta. Greu auzit, mai ales în partea asta de sud a țării, e foarte greu. Dar e important să fiți recunoscători și acum când vine. Nu. Să știți că și în 2020, când am recoltat mare lucru, am spus la fel. Dumnezeu ne va răsplăti și s-a dovedit. În 2021 am făcut producții aproape duble. Super. Așa că roile sunt binevenite pentru pământ întotdeauna. Nu poți să spui că sunt cu surplus. Nu. Apa se magazinează în sol și o ai acolo. Nu o păstrezi acum, nu o folosești acum, o folosești în vară, în toamnă, știți? Da, vă încet, încet se domolește și ploaia. O să intrăm într-un tractor, clar, deci trebuie să dau o tură cu tractorul, fie ce-o fi, pe orice vreme, și o să povestim mai pe îndelete. Fără probleme. Așa face. Să ai la dispoziție 10 tractoare din gama 6R, 7 și 8R, zău că e greu să alegi. Știam bine că toate au cabină spațioasă cu vizibilitate 360 de grade, motoare puternice, aer condiționat și confort ca de limuzină, prin suspensia cu articulații independente, așa că l-am lăsat pe domnul Rică Stoian să ia decizia cu ce tractor să intrăm în câmp după ploaie. De fiecare dată când urc într-un tractor, am sentimentul că intru în casa fermierului, iar aceste tractoare nu erau lustruite doar pe exterior, ci și în interior. Cabina mirosea frumos și totul arăta impecabil. Mi-am primit primele instrucțiuni pentru plecarea de pe loc și am dat bice cailor, celor 370 de cai putere.
Acum să vă dau și scaunul, dacă e să vă vină la pedale. Eu am învățat ceva de la instructorul meu, auto. Aveam 18 ani când am luat permisul și spunea soc. Când te așezi la volan, în mașină, spui ca un oglinz. Da, la rând, da, ca să știm, da, trebuie să-i punem contact. Și centură. Ok. A fost. S-a auzit frumos, nu? Da. Fără probleme, că merge ușor, nu e nicio... Deci nu folosim piciorul stâng, da? Este un tractor cu cutie automată, programat, merge fără probleme. Stop. Piesul și punem... Îmi zice că sunteți prea ușoare, da? Să mă mai îngraș un pic, nu? Da, e chiță, e, da. Da. E obișnuit cu altcineva pe scaun. Corect, probabil că asta este. Spuneam, Nața, bună dimineața, alături de mine domnul Rică Stoian. Și îmi place mie să spun așa că România este construită din particele de suflet, adică de oameni care au avut curajul să facă ceva în viața lor și să lase ceva în urmă. Fermele astea pe care le vizitez sunt exemple în sensul ăsta. Încercăm să-i promovăm pe cei care mai produc ceva în România și asta vom face. Și întotdeauna îmi place să pornim povestea noastră fix de la momentul startului în business. Când se întâmpla treaba asta? Cu ani mulți în urmă. Dacă veneați atunci să filmați, nu filmam într-o bijuterie din asta, filmam într-un tractor românesc, cum avea toată lumea la acel moment. În undeva, 650, exact, da. Undeva în 94. După, 94, după, da, Revoluție. Nu știu, nici mie nu-mi vine să cred că au trecut atâția ani de zile. La momentul ăla când găseam pe cineva care avea 50 și ceva spre 60 de ani, mă gândeam că este un om foarte în vârstă, trecut prin viață. Așa e, gândim toți când suntem astăzi, tineri. Astăzi am ajuns să am și eu, fac la vară 53 de ani. Mulți înainte. Și mi este așa, când mă găsesc cu cineva tânăr, oarecum o privi, exact cum priveam și eu la momentul ăla. Da. După perioada de 94 în care am... început de agricultură, urma vreo 7-8 ani de zile într-o societate agricolă, pe legea 36, când erau atunci. Da. Și din 2002 am înființat... Da, dar cum e SA, pe legea 36, o societate agricolă. După stat acolo o perioadă de 7-8 ani de zile, am înțeles lucrurile că nu putem continua cu o societate agricolă, că nu mergem în direcția bună, nu ne puteam dezvolta, oamenii aveau alte gândiri la momentul ăla. Vom face stânga sau dreapta? Dreapta. Ca să nu vă întrerup. Da. Așa am decis în 2002 să ne separăm, să ne luăm parte din teren din societatea agricolă. Oamenii au mers cu noi în continuare, am transformat, am făcut contracte de arendă și uite așa ușor, ușor, dezvoltat. 400 și ceva, 500 de hectare la momentul ăla, am ajuns să lucrăm astăzi peste 1800 de hectare de teren. E, da, n-ați plecat chiar de la zero cu 500 de hectare, știu că... A fost un noroc totuși, că... E, da, ideal ce se întâmplă pentru mulți. Da, problema, eu am spus multora, am fost la momentul potrivit noi. Așa a fost perioada de după 90, era instabilitate, lumea nu știa în ce direcție ne îndreptăm și am putut să luăm suprafață de teren ca să putem ajunge astăzi aici. În schimb, astăzi un tânăr fermier, dacă s-ar lua de treabă, nu o să găsească suprafața asta niciodată. Nu o să o mai găsească. Și uite așa, ușor, ușor, am ajuns să deținem un spațiu de depozit de 15.000 de tone, mașini și utilaje de ultimă generație. O fermă ideal așa, din punct de vedere al aspectului estetic, e fără cusur. Da, ideală este că noi am pus să fie ideală, să fie o fermă model. Ne-am ambiționat foarte, foarte mult în primele plecări din țară, când am ajuns prin în Germania și vedeam acolo, nu ferme de dimensiunea noastră, ferme mici, dar care erau puse la punct. Cochete. Am fost în reprezentanțe de vânzări de tractoare și de alte utilaje și vedeam că totul este cu poartă, cu steaguri, cu reprezentanță, cu tot făcut, aliniat, vopsit, făcut frumos cu iarbă. Am zis, mă, nu se poate și ei sunt tot oameni ca și noi. De ce nu să facem și noi? Și v-ați inspirat, deci, din Germania? Da, nu numai din Germania, că am călătorit aproape pe toate continentele. Da, e mare lucru, că experiența asta... Da, și asta a făcut, să știți, deschiderea de aici a venit.
de a crea la Borcea un model de fermă inspirat, văzut în toată lumea și să ajung astăzi să fie și apreciat ceea ce este aici. Deja avem și ținem evenimente cu lansări de tractoare, seria 8008 ieri și 7 ieri s-a lansat la noi. Deci acum 3 ani de zile. Aveau și de ce să aleagă locul ăsta. Au și ales în special, au ales locația. Și uitați că după muncă, trudă, perioadă îndelungată de timp, a ajuns să ne și bucurăm de ceea ce am realizat. Cât la sută din suprafață este în arendă, cât este în proprietate? Da, undeva la 20-25% este proprietate, restul este arendat. În arendă? Da, da. Terenul. Lucrăm și ceva, cam 15% din suprafață este de la Peteci. Adică avem oameni din localitatea învecinată cu noi. Restul este teren pe Borcea, numai aici lucrăm. Avem teren dispersat de aici, de la ferma, asta e sola noastră, de aici, Borum. Da. Este dispersat undeva la vreo 18 km, de la fermă, de aici, de la Siluz, până în punctul cel mai departe. Orzul de aici, din lângă? Nu este al nostru. Nu este al nostru, e o altă societate, nu avem orz anul ăsta. Nu? Nu am semănat orz. Dar care este structura de culturi? Nu, sunt foarte, foarte multe, dar avem rapiță. Rapiță, asta undeva, este cultura de bază? Da, cam 800 de hectare din suprafață, aproape de jumătate este observ cu rapiță. Observ că mizează cam toți fermierii pe rapiță în ultima vreme. Nu, nu, să știți că nu a fost vorba de mizat. Că a fost un preț bun, nu v-a stimulat treaba asta. Nu, nu, nu. Ce se întâmplă? Suntem într-o zonă vitregită de precipitații și nu punem culturi de primăvară foarte, foarte mult. Adică nu punem floare și porumb foarte mult. Și atunci suntem nevoiți să venim cu culturi de toamnă. Și un an înainte am avut 1000 și ceva de hectare de grâu. Dar am și pus atâta rapiță că am avut teren care ne-a permis și am putut să... Bun, 800 de hectare cu rapiță, restul? Vreo 600 sunt cu grâu, da. Avem undeva aproape de 300 cu porumb și vreo 200 cu floarea soare. Deci cam pe aici ne... Nu irigați nimic. Suntem în zonă, da, dacă mai mergem un pic, ne apropiem de canal, un fost canal principal care ducea apă spre Ialomița, aici spre Fetești, nu are apă de la Revoluție în el. Și este foarte greu să te apuci ca să nu... N-am optat pentru a fora puțuri, am zis că este foarte costisitor și foarte complicat. Se irigă, dar se irigă în fostul Iasel la Bărăganu. Au vreo 5.000-6.000 de hectare, nu știu cât irigă exact. De ce irigă? Ei au pus suprafețele de teren din fostul Iase, au fost teren de la ADS și terenul a fost comasat. Și acolo au fost făcute stații sub presiune. În schimb, pe vremea... Atunci, înainte de 90, nu a fost modernizat sistemul și a fost irigat cu canale deschise, adică cu motopompă la capul locului. Și după 90, dacă nu s-a mai cerut apă și asta, vă dați seama că nu s-a mai pompat atâta apă pe restul de canale și este foarte costisitor acum să vii cu motopompa, cu motorina, cu țeavă și să irigi din canal. A plouat un pic, haideți că... Da, nu. Se răsfață porumbul ăsta, da, da. Așa, cu un pic de apă, zic eu, nu? Vă dați seama că... Mai mergem? Da. Ok, atunci o să fac un pic de viteză. Știți că eu nu m-aș mai da jos din tractor, aș merge așa... Da? 100 de kilometri. Păi, dați un pic, e deja limuzina asta cu cementul ăsta, nici nu se simte nimic. Nu, deci eu savurez momentele astea din plin, nu are nimeni cum să mă înțeleagă, dar doar vă spun că mă bucur. Este efectiv, este o limuzină. Este un mare confort. Da, nu de confort, să știți că nu... Sistemul creat cu suspensie, cu bascule pe puntea față la John Deere, nu a fost creat numai pentru confortul operatorului. Este pentru a realiza mai multă tracțiune și pe puntea față și tractorul să poată... Da, și lăsați-l că îl măzgăliți. Lăsați-l încet. Și țineți mai în stânga. Mai în stânga că intrați pe noroi și... Și... De-aia el astăzi merge ca o limuzină, cum îi zicem noi, pentru sistemul ăsta cu bascule creat pe puntea față, efectiv și în câmp unde lucrează zi de zi în brazdă, pentru a egaliza tracțiunea pe toate roțile tractorului. Aici este marea diferență. Ia, unde văd eu ce viteză mergeți? 21,7 sus acolo vă arată. Acolo este treapta de jos, vă arată cu cât puteți să mergeți până la 42 de km pe oră. Prima
sus este turația motorilor 1340 acolo și 21,6 acolo este viteza de deplasare, noi ca ce ne deplasăm. Am lăsat-o mai încet pentru că e noroi și deja a început să sară pe tractor. O să se supere mecanizatorii, că le dau mai mult de lucru să-l curețe. Ce se întâmplă? Noi toate tractoarele pe care le avem astăzi în curte sunt toate cu suspensie pe puntea față. Ne crește productivitatea pe hectar. Ia să vedem ce plus de producție au adus tractoarele astea, care a fost diferența când ați trecut de la vechile tractoare la astea cu tehnologie nouă? În primul rând, v-am zis, am comprimat timpul de lucru de zi. Adică am reușit într-o zi de lucru să creștem cu 20-30% productivitatea pe ceea ce facem pe zi. Da, în față. Înainte, dacă făceam undeva la 260-300 de hectare de ierbicidat, să zicem, la o cultură, astăzi ajungem aproape de 500. Deci ați eficientizat, aproape 50, randamentul. Aproape cu 50% am crescut randamentul la ceea ce facem. Și, place mie să spun așa, noi dacă plecăm la câmp, plecăm să facem treaba și se cunoaște că facem treaba. Am semănat floare o zi, 130 de hectare asta de floare. Asta înseamnă că ați intrat cu o Am intrat dimineață, două tractoare, o semănătoare cu 16 rânduri la floarea soarelui și una cu 8. Am intrat dimineață la 8 și seara la 7 erau cafețele gata. Da. Și așa faceți toate lucrările? Exact, da. În plin, cum se spune. Da. Și restul de lucrări, să zicem, pregătitul terenului, avem două discuri mari de 8 metri și facem undeva la 150-160 de hectare la disc. Încă mergeți pe arătură? Nu pe toată suprafața, undeva la 30-40% din suprafață arăt. În special pentru cultura de rapiță, este o zonă cu probleme cu secetă în Bărăgan și suntem nevoiți să încorporăm restul de vegetale pentru a putea la prima ploaie de 10-15 litri să putem semăna ca să și răsară. Așa, dacă lăsăm restul de vegetale la suprafață, avem o mare problemă cu seceta, vom pune semințele într-un mulci de praf cu paie, da. Atunci apa se evaporă imediat și vom avea probleme cu răsărirea culturilor. Da, da. Ne vom strădui să trecem la sistemul de no-till, folosim de vreo 10-12 ani de zile Tiger, lucrare superficială. Și cu ce beneficii? Să știți că în momentele cu apă pe vară, Da, diferențele de la producție de la Arad cu Tiger sunt undeva la 10-15% cu plus pe Tiger. Ce se întâmplă? Rămâne apa la suprafață, dar v-am zis, e colaborată cu resturi vegetale, depinde de cultura premergătoare. Dacă faci ai o cultură cu 6500-7000 de kilograme de grâu, vă dați seama că alea nu le poți face decât cu un strat vegetal de resturi vegetale, adică cu paie foarte, foarte multe. Ei, atunci îți rămân paie foarte multe pe câmp, nu poți să le încorporezi, rămân la suprafață și atunci ai o mare problemă. Da. Faceți tractare agrochimică? Cu un an în urmă avem deja analize de sol făcute la birou, sunt aici, este cultura noastră de rapiță. Și analizele ce spun? Solul cum este? Nu avem diferențe mari de, ziceți, ca să putem veni cu să suplimentăm cu îngrășăminte, facem niște corecții, dar nu. Pe cașu? Este normal, avem probleme de asta. Dar suntem ok. Nu binecuvântați, ne-am binecuvântat singuri. Știți că în ceea ce am adus aport, am băgat în câmp an de an. Deci l-ați ameliorat. Păi, aici este, vă dați seama, din 2002 să fii pe câmpul ăsta pe aici. Cunoaștem fiecare parceluță, știm ce are nevoie, ce lipsește, ce adăugăm. Faceți semănat cu rată variabilă? Încă nu, nu facem, că nu este, dacă o să ajungem să folosim atunci când o începe, dacă nu trece la irigat și la astea, o să trecem cu rată variabilă pentru a avea eficiență maximă, adică irigatul să merite ceea ce facem, știți? În anii buni facem ceva producție, adică trecem și de 6.000-6.500, am făcut și ori mai mult. Aici este parcela noastră cu grâu. Păi am putea să ne oprim oare? Dacă vreți. Da, eu aș vrea, arată foarte frumos. Da. Deja începe să-și schimbe culoarea. Da, trece cumva spre perioada de... Da. Coacere. Asta sau mergem până în capăt și ne întoarcem? Cum vreți, da. Și la întoarcere să facem, nu? Da.
Asta vroiam să, să vedeți în câmpul diferența. Vă întrebați de ce atâtea utilaje în curte. Uitați ceea ce face diferența într-un câmp. Utilaje. Da, da. Deci, în primul rând, uniformitate. Asta văd de aici, de sus. Da. Și este sămânță produsă de noi, să știți. Deci sămânța de cereale păioase, de orz și de grâu ne producem singuri. Ce soiuri aveți la grâu? Aici avem grâu ăsta românesc. Da, folosim 2-3 străine. Avem. În general, grâu de panificație românesc. Numai grâu de panificație. Dar mergem mai mult 60-70% pe grâu românești. Avem ceva BG2 pus iar din suprafață, dar avem în partea cealaltă de fermă. BG2 e tot românesc. Tot românesc, da. E foarte bun, e aclimatizat. Ok. Da, da, da. Deci de îmi dau seama că sunteți așa foarte rezervat, adică atent în business, nu vă hazardați, nu vă aruncați, să dați tunuri. Nu. E o gândire strategică pe termen lung. Așa este, am intuit bine? Da. Eu nu am intenția să plec prea curând din agricultura românească. Perioada următoare. Am o vârstă, am 50 și ceva de ani, mai am de stat pe câmpurile astea, am zis undeva până la 60 și ceva de ani să rămân pe aici, după aia să mă retrag, e normal, trebuie să las noua generație să spună. Are cine să vă preia activitatea? Da. Copii? Nepoți? Nu, nepotul meu lucrează în fermă, inginerat de un om. Bun, deja gata. Da. Se implică câmpul, tot ce vedeți, câmpurile, el le administrează, adică noi facem formulele de tratamente, ce semănăm, consultăm la fermă, da, și el se ocupă de să dați un pic cu fața acolo ca să putem să întoarcă și băieții și dăm și noi înapoi sau umplați acolo, ușor, 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 ca să putem să ne întoarcem. Le fac semn că întoarcem? Da. Dați un pic mai în față ca poate să aibă ei loc să întoarcă. Dați înapoi, dați înapoi așa, cum vă zice, ne întoarcem. Okay. Să dea el înapoi să... Da, fără probleme, da. I-am dat un semn, ca să știu. Ca să înțeleagă, da. Da, oprim, călcați. Gata, asta e. Mergem să vorbim un pic despre culturi. Da. Ne și înămulim, ia să vedem. Noi intrăm acolo, stăm aici pe drum, da. A fost? Superb, superb. Fiecare zi în tractor este minunată pentru mine, asta și spuneam. Să ne mai plimbăm puțin, să mă bucur și eu de condus tractorul. Am povestit, dar acum să vedem și câmpurile, să mai vorbim și despre tehnologii. Cum a fost cu mine în tractor, domnul Stoian? Eu sunt obișnuit în tractor. Nu, dar cu mine în tractor cum a fost? Nu mi-a fost teamă, vă spun sincer. Deci adică inspir pedala, încredere. Da, pedala de ambreiaj era lângă mine, nu era nicio problemă. Avea dublă comandă, nu? Da, nu. E o chestie plăcută. Astăzi, mai ales că și vremea e ține cu noi, avem ceva ploaie. Da. Câmpul arată un pic altfel după ploaie, că știm lucrurile astea și fermierul când vine la câmp și găsește apă, e vesel. E vesel. Deci este mare. Am prins un moment da, bun. Am prins un moment foarte bun, da. Să vorbim un pic despre tehnologia aplicată la grâu. Faceți ceva în mod special pentru grâu ăsta, Glossan? Nu facem, ca pentru toate culturile, facem cam același lucru. Cum pregătiți terenul? Aici ne-a ajutat un pic, anul trecut am avut porumb ca plantă permergătoare și ne-a fost foarte, foarte ușor pregătit cu Tiger. A fost nevoie de arătură și ne-a fost mult mai ușor și cultura arată impecabil și din punctul ăsta de vedere ca plantă permergătoare și ca pregătire de teren. Am prins ceva precipitații atunci în momentul pregătitului, semănatul a fost în condiții optime, răsărit foarte, foarte bine. Când l-ați semănat? Undeva 1-2 noiembrie, octombrie, da? Uh-huh. Și a avut o răsărire destul de bună, prea timpurie, am avut și probleme atunci în toamnă cu atacul de muscă și cred că o să ducem pe viitor, cred că o să ne ducem un pic mai spre 10 octombrie, 10-15 uh-huh. octombrie, în funcție de timp, că nu știu, s-a schimbat foarte, foarte mult clima, s-a devansat cumva
Da, vedeți că nici un an nu este la fel. Adică nu poate este, că da. Luați care pe anul ăsta, dar s-ar putea ca anul viitor să fie diferit. Nu, vom face acest lucru. Nu. Ne vom duce un pic mai târziu pentru culturile de păioase. Este o toamnă lungă și cu probleme cu dăunători, cu muscă, cu din astea. Și nu vrem să evităm partea asta. Avem deja o parcelă mai sus, de vreo 50-60 de hectare, pe care am întors-o efectiv. Am semănat-o la 28 noiembrie înapoi. Deci e o idee, e un semnal pe care... Este un semnal, da, avem și o mare problemă. Da, avem o mare problemă în zona aici. Avem unitate militară care au vreo 800 de hectare de teren agricol pe care nu-i face absolut nimic. Și vă dați seama, suntem vecini. Și toate dăunători, toate migrează poate, aici. Da, tot ce poate exista acolo migrează la noi. Și atunci nu ai ce să faci. Ca să evităm partea asta, să le putem controla, să ne ducem un pic mai târziu către 10 octombrie, în funcție de timp. Ați avut și ceva ploi la semănat? Foarte puțin. Am avut ceva la momentul pregătitului, s-a pregătit foarte, foarte bine. Am semănat, na, ca toamna, în praf, dar am avut o răsărire chiar ok. Vă dați seama, pe o desfășurare de 18 km nu poți să ai același lucru peste tot. Și depinde de parcele, semănăm unde ne plouă, în funcție de cum e pregătit terenul. Densitatea? O densitate normală, 450-500 de plante, cam pe aici. Nu mergem pe... Am încercat cu ani în urmă să trecem la 650-700, dar nu s-a dovedit a fi bun pentru bărăgan. De ce alegeți soiul acesta, Glossa? Și, în general, soiurile românești? Cred că mulți fermieri v-au spus lucrul ăsta. Sunt aclimatizate la noi, sunt create, adaptate pentru zona noastră. Nimic de zis cu cealaltă genetică care vine din exterior, dar nu îți dă o stabilitate. Adică să ai aceleași producții 3, 4, 5 ani la rând, știi? Indiferent de ceea ce se întâmplă în vară, cu precipitații, fără precipitații, cu răsărire bună, cu răsărire mai târzie. Și atunci prefer să ai un pic de siguranță, să te duci undeva la 60-70% din culturile de păioase să le ai cu genetică românească. Da, deci nu prea faceți încercări. Să știți că am făcut. Da? În atâția ani de experiență, să nu vă gândiți că n-am încercat ca toată lumea, da? După ce trec ani și vezi ceea ce se întâmplă, te oprești cumva undeva. Îți axezi câteva lucruri principale de făcut și pe urmă ți le structurezi bine și te duci pe ele înainte. Adică eu am fost tipul de fermier, dacă nu am probleme și am avut stabilitate în ceea ce am făcut, nu mă schimb imediat pe altceva. Sunteți mai precaut, asta am spus eu. Încercăm cumva să fim mai altfel, că mă dați seama, să ai șocuri din astea, urci, cobori, nu e chiar ok în agricultura de azi la noi. Și nu numai, ca în orice business, trebuie stabilitate creată și dusă pe o linie. Dacă ți este bine așa cum ești, nu te schimbi mâine imediat cu 50% din ceea ce faci să fii în altceva. Nu. Treptat, 10, 15, 20%, testat întâi câțiva ani de zile buni și... Da. Ce îngrășăminte ați aplicat? Ce cantitate? Aici avem... două fertilizări de bază, una în toamnă și una în primăvară. Anul ăsta am optat pentru o primă fertilizare cu uree, 100 și vreo 80-200 de kilograme de 20-20, atunci undeva la 10 martie. Am adunat cam tot ce dădeam azot în două treceri sau chiar trei am făcut în anii din urmă. Am adunat și am comprimat în primăvară timpuriu, din frica lipsei precipitațiilor. Și am zis să nu rămânem cu azotatul, cumpărăm, stăm cu el în fermă și să nu-l mai aplicăm. Am preferat să-l aplicăm atunci, la început de martie, totodată, și se vede. Venim și după un an în care prețurile la îngrășăminte au fost destul de mari și ne-am limitat cumva. Dacă în anii trecuți ne duceam undeva la 250-280 pe 18-46, vă dați seama că prețul și-a spus cuvântul, de-aia am zis să reducem un an, doi, până se așează piața din nou, vedem ce se va întâmpla, să stăm așa cumva în normele care le-am folosit, mai limitat un pic, să nu ne hazardăm. Bine, ce tratamente ați aplicat până acum? Câte tratamente are virusul ăsta? Ce i-a dat? Eu deja am făcut al treilea tratament, săptămâna trecută am făcut al treilea tratament la, ziceți, la înflorit. Ținut cu cam tot ce-i trebuie. Facem o agricultură cu tratamente de calitate și facem o agricultură de prevenție. Nu facem agricultură să tratăm la momentul când deja este instalate bolile și dăunători. Și așa, aruncând o privire, ați putea estima o producție? Eu să nu vă așteptați că va fi un an cu producții foarte, foarte mari. Chiar dacă culturile arată cum arată, să ne
stăm un pic rezervați că nu va fi exact cum zice toată lumea. Vedeți, experiența își spune cuvântul și, de fapt, din cauza anilor extrem de dificili, fermierii se feresc pe bună dreptate să facă pronosticuri. Dacă în anii normali aici se recoltau în medie 4200 de kilograme la hectar la rapiță și 6500 de kilograme la hectar la grâu, 4 tone la floare și spre 9 tone la hectar la porumb, 2023 a demonstrat că și marii fermieri plâng câteodată. Chiar înainte de editarea acestei emisiuni, am aflat că anul agricol s-a încheiat cu producții modeste. 2400 de kilograme la hectar la rapiță și doar 4300 de kilograme la hectar la grâu. Iar cu prețurile din piață, orice ai face, nu poți recupera pierderile. Eu n-am spus decât un singur lucru. E normal să prețurile să aibă o corecție de piață, da? Să nu fie diferențele mari între ceea ce facem noi cu pesticide, cu motorină, cu salarii, cu tot ceea ce implică cheltuială pentru a obține culturi și după aia să vină momentul recoltatului și să iei un preț în care s-a dus jos, nici măcar să-ți acoperi cheltuielile și asta nu e corect. Aici este, da? Eu suntem într-o piață liberă, nu știu dacă avem prea mult de spus noi. Sunteți parte dintr-un consorțiu, nu? Nu sunt parte dintr-un consorțiu, sunt membru fondator. Sunteți chiar membru fondator? Sunt chiar membru fondator. Câți membri aleși sunt în acum acest consorțiu? Suntem vreo 80 și ceva, suntem cu vreo 20 și ceva de mii de hectare. Uh-huh. Dar vă dați seama, sunt 80 fermieri de fermieri. Doar de aici, din Nu, consorțiu, sau? Numai din Călăraș. Consorțiu, când a fost creat, a fost ales ca puncte de reper extremitățile județului Călăraș, partea de, zice, spre București, Ileana, partea de mijloc la Vâlcelele și extremitatea stălaltă la Borcea. A fost un program pe Banca Mondială, așa. Înțelegeți? Și așa s-a implementat programul, a fost făcut de așa natură, s-a ales Călărașul, s-a ales zona din România unde se recolta într-o zi cele mai multe cereale. Și Călărașul era pe primul loc, adică fiind suprafața agrară multă, agricolă, și atunci când au ales județul, a zis să nu aleagă cumva să facă tot județul, că nu se putea, era foarte, foarte mare. Și a zis să facă cumva să prindă extremități și mijloc. Și așa a rămas. Și ce reușiți să faceți la nivelul consorțiului? Adică cu ce beneficii este forma asta de asociere pentru fermieri? Păi, dacă înțelegeau fermierii, beneficiile erau mari, să știți. Gândiți-vă, noi astăzi, de exemplu, pe partea de Borcea, administrăm ce facem noi cu câțiva fermieri care suntem din consorțiu acolo și vindem cereale împreună, cumpărăm pesticide împreună, punctul de negociere este foarte mare în toată povestea asta. Dacă eu, ca o fermă mare cu 1800 de hectare, îmi pot negocia singur pesticidele și să-mi obțin niște discounturi foarte, foarte mari, gândiți-vă că un fermier cu 200-300 de hectare nu poate să obțină discounturile categorii care avem noi. Da. De câștigat în toată povestea asta câștigă fermierul mic, nu fermierul mare. Eu de la, să zicem, undeva de la 37 la 40%, eu ajung cu, sunt 3%. Un fermier mic nu are mai mult de 25-26% discount. Ei, gândiți-vă că el ajunge la 40%. Cine are de câștigat? Cel cu suprafețe cel mai mici. Cu suprafețe mici. Da. Ei, aici este marea problemă, că ei nu înțeleg rostul asocierii. Și reușiți să vindeți împreună? Adică asta nu face. Sunt divergențe, nu, comentarii, nu, stai nu, că am nu, prins nu. Un preț mai bun la Nu, ascultați-mă un pic. Principiul este simplu la noi. În momentul în care avem cantități de cereale și vrem să vindem, unul dintre noi vrea să vândă. Cât vrea să vândă? Atunci scoatem eșantion la vânzare. 500 de tone de grâu. Atunci îl dăm pe piață la 3-4 firme mari, ne se dă prețul, alegem prețul cel mai mare, nu avem afinități să spunem că îl dăm cuiva anume. Nu. În momentul când am cerut preț, cine ne-a dat prețul cel mai bun, condițiile sunt ok, tu așa am vândut. Vindem 10.000 de tone de grâu. Altfel discutăm pe cantități și vindem sub cantități. Aveți proiecte pentru viitor? Nu știu, vă gândiți să mai faceți ceva împreună? Poate spații de depozitare, ceva procesare? Cred că pe procesare, dacă o să putem prinde, depinde și ceea ce se întâmplă pe Ministerul Agriculturii și pe AFIR. Dacă îmi prinde proiecte cu 50% subvenție și asta, ne gândim să ne băgăm în ceva, dar fără finanțare din partea statului nu o să ne implicăm. Și procesare ce ar însemna? La ce vă gândiți? Nu avem ceva gândit să ne ducem într-o anumită direcție acum, da? La momentul ăla vă dați seama că trebuie să înțelegem că nu mai putem face decât materie brută. Dacă nu vom trece la partea asta la altă, măcar
proces, să puneți un pic de valoare pe materia primă. Să punem valoare pe materia primă, ne va fi foarte greu, că ne va fi foarte greu din cauza ceea ce se întâmplă pe piață. Că fac alții prețul. Fac alții prețul. Și deci, atunci să vedem ce se va... Nu știu, nu ne mai implicăm pur și simplu dar de a face noi singuri. Dacă statul va gândi și va vrea să aducă plus valoare la ceea ce noi producem în câmp astăzi, atunci ne vom implica și noi. Decât singur pe partea asta, la altă, nu. Statul să-și asume responsabilitatea că dezvoltarea nu este numai a fermei pe care o deținem noi. Dezvoltarea va fi a întregului proces, ceea ce se întâmplă într-o țară. Concret, dacă ar fi să schimbați ceva în țara asta, ce ați schimba? Să spunem, să menționăm trei măsuri, dar mai concret așa, adică poate și cei care ne privesc de la minister din altă parte să înțeleagă fermierii ce își doresc mai exact. Știți ce doresc fermierii? Stabilitate. Adică să aibă garanția că ceea ce muncește astăzi va avea valoare mâine. Dacă tu muncești astăzi și mâine nu știi ce valoare vei avea, va fi un predictibilitate. Da, o nebuloasă foarte, foarte mare. Eu aș face un singur lucru. Ministerul Agriculturii l-aș scoate din politică. Ministrul să nu mai fie strategic. Să nu mai fie politic. Uh-huh. Gândiți-vă că partea de agricultură înseamnă foarte mult în PIB-ul țării. Așa este. Și atunci când ai o industrie din asta sănătoasă și îți contribuie foarte, foarte mult la PIB-ul țării, atunci trebuie să te gândești ca să-ți mai aducă valoare în plus, nu să o scazi. Dacă o duci și o scazi, atunci scade și partea de buget. Nu va pleca nicăieri Ministerul Agriculturii, dar va fi scos din tutela politică, vom face o strategie agricolă pe 20-30 de ani și indiferent cine ar veni după, că nu o să stea un ministru 30 de ani acolo. Chiar dacă îl va pune un fermier, nu o să poată să stea 30. O să aibă tot un mandat de 3-4 ani de zile, nu? E o idee, e o idee. Da? Și va rămâne acolo, dar strategia aia, strategia va fi dezvoltată de toți care vor veni după cel care a creat-o. Da, hai să vedem cine vă susține, aștept comentarii apropo de ideea asta. Și credeți că altceva? Nu sunt destui. Altă măsură? Da, nu pot să vă spun acum că m-aș implica în măsuri și în asta. Eu îți spune ce aș face la mine în fermă. Și cred că e gândirea e la fel. Dacă eu aș lăsa ferma să o conducă 2 săptămâni cineva, peste 3 săptămâni altcineva, vă dați seama că s-a alege praf. Dat, s-a alege praf. Așa și la Ministerul Agriculturii. Dacă ne facem o strategie pe 20 și ceva de ani, pe 30 de ani, nu știm toți încotro să mergem. Cum a fost și cu Planul Național Strategic. Dacă ne ducem cu lucruri concrete, cu o viziune pe mulți ani de aici încolo, vă dați seama că lucrurile se analizează și ne ținem de ele. Că o să te întrebe la un moment dat Comitatea Europeană, dar acum 5 ani de zile ai spus că te duci în direcția, poți să te întorci acum, nu? Da. Cât la sută din toată strategia asta a României, care, mă rog, și așa nu prea se observă, depinde de deciziile de la Comisia Europeană? Cât de mult depinde de Uniunea Europeană în deciziile astea politice? Nu aș vrea să mă bag în chestii din astea vă politice. Provoc. Mă provocați, dar eu am spus că de fiecare dată politica în curtea mea o fac eu. Și România poate să-și facă niște strategii politice în țară și să se ducă să le susțină la Bruxelles. Nu cred că cineva vine să te împingă într-o anumită direcție dacă tu nu vrei. Ce mesaj dăm tinerilor despre agricultură? Când eu eram tânăr și eram după 90, atunci da, puteam să-i dau un sfat, iată de agricultură, că e un domeniu profitabil. Astăzi nu putem spune decât tinerilor care familia lor este implicată în agricultură, au... Pornesc de undeva. Da, este un domeniu de viitor, de acum depinde de fiecare ce vrea. Cred că și cei de astăzi reușesc dacă au ambiție, determinare și, în primul rând, muncă de dimineață de la 7 până seara, la 8, la 9, la 10. Dacă își reușesc să-și le adune pastea toate într-o asta, are șansă să dezvolte și să se bucure de munca pe care o prestează. E un domeniu plăcut, adică noi facem astăzi... Uitați-vă cu ceea ce lucrăm. Nu ne gândeam niciodată că o să ajungem să lucrăm cu asemenea utilaje, să avem o curte exemplară, model. Se poate. Se poate. Asta vrem să spunem și noi. Și final, cum se vede România de aici, din ferma dumneavoastră? Păi dacă ar fi fost România, cum e și ferma noastră, eram mândri toți. România se vede cum se vede. Se vede pe un teren ascendent, adică tot urcă de la an la an, lucrurile se schimbă ușor, ușor. Când mergem un pic mai greu și toți ne-am fi dorită ca în 30 de ani să fim deja la nivelul țărilor din vest,
poate nu o să mai avem chiar așa mult, adică să reducem diferența asta ușor, ușor, câte puțin, câte puțin, an de an, să ajungem aproape de lucrurile normale care sunt într-o țară și cum le-am fi dorit fiecare dintre noi. Dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce faceți, sunteți un exemplu demn de urmat și mă bucur că am ajuns în ferma dumneavoastră să putem arăta și altora acest lucru. Felicitări! Mulțumesc mult! Și recolte bogate! Să dea Dumnezeu! Mulțumim foarte mult! Fiecare an agricol e ca o lecție de viață care mereu te îndeamnă să găsești soluții. Recolte mici, prețuri la fel, așa că strategia trebuie mereu îndreptată. Spre exemplu, Rică Stoian a trecut deja la semănat cu distanță de 50 de centimetri între rânduri la toate culturile, iar speranțele stau mai mult ca niciodată în fiecare plantă, pentru că e nevoie de un an de recuperare a pierderilor. Pe curând! Cu bine!